Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Emoțional, dar ne bucurăm pentru Simona. Pe de altă parte, eu sunt și un pic indignat. Pentru că i-au redus, deci i-au redus pedeapsa de mai mult de 5 ori. De la 48 de luni la 9 luni, scăderea e de 5 ori mai puțin. Așa. Și ea, practic, i-a expirat suspendarea în urmă cu mai mult de jumătate de an. Deci ea are 8 luni pierdute, practic. Putea să revină în teren acum 8 luni. Înțeleg că vrea să ceară niște bani pentru perioada asta. E normal, mi se pare normal bani să ceară. Bani pe punctele pierdute și pe banii pe care ar fi putut să-i câștige în turnee. Și mi se pare că trebuie să ceară în primul rând de la francezul Muratoglu, sau cum l-o fi chemând, pe antrenorul respectiv, da. Că de la el a venit suplimentul ăla. Și ăla ar trebui târât prin tribunale în momentul ăsta. Eu cred că e singura variantă. Adică nu văd pe cine cineva ar putea acționa în instanță. Uh-huh. Sunt curios dacă ar putea să dea în judecată și ITIA, agenția respectivă. Acolo cred că e mai complicat. Bă, nu știu, eu aș încerca. Pentru că i-au dat o suspendare de 4 ani bazându-se pe niște probe pe care tribunalul TAS le-a respins. Corect. Pașaportul biologic. Și Simona, adică avocatul explică, pentru Simona a vorbit în perioada asta, detaliile le-a dat avocatul, Bogdan Stoica îl cheamă, și a spus, noi ne-am dus și am explicat la ITIA exact care sunt problemele cu pașaportul ăsta biologic și cu analizele de sânge, și anume că avusese o intervenție chirurgicală și că de asta se modificaseră anumiți parametri în sânge, uh-huh, și că în perioada respectivă oricum nu jucase și că atare alea n-aveau niciun fel de semnificație, și ITIA a respins toate aceste argumente. Și după aceea spune, am recunoscut că am avut o problemă cu suplimentul, adică ăsta este un lucru pe care l-am recunoscut. Am spus că nu a fost o chestie intenționată. Uh-huh. Aici e o problemă. Pe mine mă frământă asta. Sunt curios, aș vrea să întreb, dacă aș fi gazetar sportiv, aș întreba sportivii așa de top, cum se asigură ei că iau substanțe corecte când le dau antrenorii. Adică Muratoglu a venit și i-a spus, ia suplimentul ăsta că e bun pentru tine, face bine la piele, ți întinde pielea, colagen sau nu știu ce. Ce faci? Ce îi spui? Din cunoștințele mele... Da, da, șeful, asta așteptam, așteptam să zici. De jurnalist sportiv. Toți sportivii de performanță, din orice ramură, folosesc astfel de substanțe, de suplimente, de vitamine, pentru că ritmul cum este... Cum luăm noi suplimente, cum luăm noi vitamine dimineața? Cum bei tu cafea și iau astea, încă altfel n-ar face față ritmului competițional, repet, în aproape toate ramurile. Și, în general, de asta se ocupă fizioterapeutul la anumite... Bun, și când fizioterapeutul și nu știu cine greșește... Sportul sau medicul echipei și... Nu-l dai în judecată, nu-l omori? Ba da, dar altfel sportivul nu are niciun control, că nu poate el să stea acum să verifice... Băi, exact. Îi dau un pum de... Deci ești victima lui... Vitamine la masă și el le hăpăie, nu știe ce e acolo. Aduceți-vă aminte de Andreea Răducan, care a luat... Un Nurofen. Da, a luat un Nurofen, chiar da, medicul. Pentru că medicul i-a recomandat. Da, era medicul trebuia să se gândească atunci... Da, l-am intervievat pe medicul ăla, zic că a avut un blanc, când pur și simplu nu s-a gândit că ar fi nu vreo și-a problemă. Dat seama, da, a costat o medalie olimpică. Și nu i-au mai dat-o înapoi deloc, deloc. Da. Vreți să vorbim despre asta, prieteni? Ce înțelegeți voi din reducerea asta a suspendării atât de masivă? 0372069599. Deci a scăzut de la 4 ani la 9 luni. Putea să revină pe teren încă de mai mult de jumătate de an. A durat mult, aduceți-vă aminte că a durat mult până au luat în calcul toate... Exact. Și ea se tot ruga de ei. Au discutat cu ea prima dată. Exact. Se ruga de ei. Hai să, vă rog frumos, hai să ne judecăm, hai să nu știu ce. Da, da, zici că sunt justiția română, pe cuvântul meu. Durează un proces ani de zile. Și la ăștia a durat luni de zile până s-au hotărât să o ascult. Da, da. Și Simona era pe acolo zgrepțenat pe la uși. Dar vă rog frumos, vreți să mă ascultați și pe mine? Cam și eu ceva de zis. Da, da, mai vorbim peste un an. Nenea, te rog eu frumos, hai să vorbim. Asta a fost cel mai deranjant în toată afacerea asta. Dar bine, da, se pare că e o practică generală. Adică nu e că ar fi avut ceva cu Simona, că e că au fost multe voci pe la noi. Domnii româncă și de-aia nu... Păi de asta cred că ar trebui dați în judecată. Da. Adică întrebarea a doua este, credeți că va mai reveni în top acum? În top WTA sus. Adică, totuși, are 32 de ani, a trecut printr-o experiență foarte dură, nu are meciuri în picioare, nu mai joacă decât 2022, din vara lui 2022, n-a mai jucat. Eu cred că v-a dat tot ce poate să revină, măcar în top 20. Da, ea nu era în cine știe ce formă nici când a fost suspendat. Era în top 10. Alo. Semifinalistă la Wimbledon, câștigase un turneu în Canada, la Montreal. Nu, era bine.
Și a pierdut în primul tur la US Open. Aia a fost o surpriză, dar ea venea... La aia mă refer. Pe un val, da, acolo, repet, semifinalistă la Wimbledon în sfârșit de august și câștigătoare în Canada de turneu. Bun, cu atât mai mult, cu atât mai mult. Înseamnă că a oprit-o într-un moment în care... Da, în plină okay glorie, să zic. Da, deci ea nu e acum în clasamentul WTA, 0 puncte. Ia uite, da. Dar poate primi invitații. Ce înțelegeți, prieteni, din reducerea asta a suspendării? Cum comentați decizia asta? Deci ITIA, Agenția de Integritate în Tenis, a suspendat-o pentru 4 ani. Tribunalul de Arbitraj Sportiv, când a luat în sfârșit în discuție cazul, a trântit, practic, decizia ITIA, a redus-o de 5 ori și a spus, poți să joci. De fapt, știi ce? Puteai să joci încă de anul trecut, de acum vreo 8 luni. Uh-huh. Credeți că va reveni Simona Halep în top? Și ce mesaj aveți pentru ea? 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje audio pe WhatsApp-ul nostru 0728 3D1 3D2. Vă așteptăm. Mesaje, victorie, telefoane. Sau... E victoria amară, eu așa cred. Victoria amară, adică descoperi că ai avut dreptate, ai recunoscut că a fost o problemă dacă nu era vina ta și că ai pierdut încă 8 luni. Da, da, pe de altă parte, toată amărăciunea asta se poate transforma în bucurie. Da, știi cum zici? E. De azi se poate întoarce pe terenul de tenis. Înțeleg că s-a antrenat în ultima perioadă. Da, s-a antrenat. Da, da, unei antrenat. Intuind că ar putea să revină și atunci... Bine, haideți, mesaje și telefoane 0372069599. Cum vi se pare reducerea asta a suspendării de la 4 ani la 9 luni, o reducere de 5 ori și ceva. Și dacă credeți că va reveni în top. Bună dimineața, domnilor. Nu sunt genul conspirator, dar să ne aducem aminte de reacția Serenei când Simona a început să aibă probleme și de relația strânsă dintre Muratoglu și Serena. Cred că ar fi mai mult aici de investigat decât cazul Simonei și ar fi, nu știu, cred că bine pentru toată lumea să se ducă mai departe această poveste. Nu neapărat cu Simona, ci să ducă mai departe și spre acea super campioană. Mulțumesc, Cristi Dumbrașov. Adică Serena... Să ne întoarcem și spre Serena Williams. Adică Serena s-a bucurat. Da. A avut câteva reacții. Tipatizat-o, da, Serena. Eu am văzut-o pe... Mă rog. Ok, hai să vedem și alte, da, mesaje. Nu știu, sau o antipatizează, dar nici noi nu iubim foarte mult. Sau eu cel puțin pe Serena, mie nu-mi place de... Mă rog. Bună dimineața, băieți! Eu zic că Simona Halep o să ajungă în top. Și știți de ce? Pentru că e foarte ambițios. O să vedeți că o să ajungă în top. Acum depinde și dacă o să aibă invitații la meciurile... 100%. La competițiile mari. Dar ca idee o să ajungă în top pentru că e foarte ambițios. Eu am încredere în ea. Marian din Elveția. Eu sunt 100% sigur că o să aibă invitații pentru că e campioană de Grand Slam. E o figură în tenisul mondial, o cunoaște toată planeta și orice organizator de turneu și-o dorește pe tabloul principal, mai ales acum. Astea când nu mai sunt atât de multe jucătoare carismatice în circuit. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Ce zici? Bună dimineața! Foarte interesant subiectul. Eu am o părere ușor diferită de majoritatea celor care au trimis mesaje, în sensul că am observat în comunicatul Curții de Arbitraj de la Lausanne că i s-a reținut Simonei o culpă, în sensul că trebuia să fie mai atentă. Nu este o lipsă de vinovăție, adică Simona nu este nevinovată, are o culpă mai ușoară decât antrenorii și staful care i-au dat acest supliment. Da. Deci aici aș vrea să facem o distinție, poate de aceea nici nu s-a bucurat, pentru că ea și-a dorit foarte mult să fie exonerată total de răspundere, nu de orice fel de răspundere. Te contrazic, nu cred că s-a așteptat la asta, pentru că și avocatul a spus că i-au recunoscut că suplimentul ăla era contaminat. Ce au spus întotdeauna a fost că n-au avut cunoștință de faptul că era contaminat. Da, da, cu intenție. Da, și asta a zis, da, și TAS. A stabilit că doamna Halep nu a luat cu intenție. Da, da, am înțeles, numai că ei cumva, după părerea mea, ce am văzut în presă, poate mă înșel, așa, că și-au dorit cumva să existe o exonerare totală, adică să fie responsabilitatea numai pe staff. Și aici domnul Țiriac a avut o intervenție mai de mult în care a spus că sportivul, în cazul tenismenilor, este vinovat, indiferent dacă staff-ul îi dă asta sau nu un anumit supliment, pentru că, practic, există o responsabilitate obiectivă a sportivului în a fi foarte atent. Și după părerea mea... Dar nu doar, nu doar la tenis. Tocmai am vorbit, nu, de cazul Andreea Răducanu. Ea era chiar un copil, adică chiar n-avea niciun fel de responsabilitate din punctul ăsta de vedere. Era totalmente dominată de medicul echipei olimpice. Da. Și i-a dat un Nurofen, adică i-a dat un medicament care se găsește la farmacie.
Da. Da, acolo a fost o greșeală, evident, o greșeală medicală, nu, nu se intră în discuție, dar totuși medalia nu i s-a mai dat. Păi adică nu i s-a mai dat, asta spun, regulamente. Deci, răspundere, eu mă întreb cum poate fi atent sportivul. Deci ce poți să faci când îți dă echipa pe care o contractezi, îi plătești, știi că sunt profesioniști sau înțelegi că sunt profesioniști și îți dau să iei niște lucruri. Cum verifici? Da, dar până la urmă e de înțeles și atitudinea forurilor antidoping, pentru că așa orice sportiv ar putea să spună după ce se va fi dopat că a luat o pastilă pe care i-a dat-o kinetoterapeutul. Cum dovedești că i-a dat-o sau nu? Evident. Și avem o doctoriță, Antonia, medic specialist în medicină sportivă, care ne-a scris un amplu material pe tema asta și a spus că, din păcate, sportivul până la urmă este obligat să verifice orice produs pe care îl ingerează. Chiar dacă, poate, uneori e imposibil să facă asta. Vă salut! Salut! Ceea ce au reușit Halep, a reușit reducerea pedepsei. Ea nu a fost achitată. Asta a reușit. Deci, cele 9 luni a fost suspendată pentru ce? Pentru dopaj. Despre asta e vorba. Foarte bine că i s-a redus pedepsa. A putea juca, dar va rămâne cu acest lucru. A fost suspendat în 9 luni pentru dopaj. O zi bună! Mulțumim pentru mesaj! Sigur, pentru dopaj, pentru faptul că în organismul ei a fost depistat o substanță interzisă, dar tribunalul a reținut faptul că nu a avut intenție. Deci a făcut-o fără intenție. Cum ar veni, e din culpă. Dar nu e cu premeditare. Exact. Salutare, prieteni! Referitor, dacă Simona va reveni în top, va fi foarte greu la nivelul ăla, mai ales că acești oameni de nimic au reușit să o oprească într-un moment favorabil ei. Cei care au făcut asta ar trebui trași la răspundere și dați într-o judecată de-aia cruntă și nu numai de către Simona, că bănuiesc că până la Simona au mai fost și alții sportivi, dar câteodată te gândești că acești oameni care pun niște semnături opresc anumiți sportivi intenționat. Deci ăștia merită să fie și ei suspendați din funcțiile alea exact cât i-au dat Simonei. Emisiune frumoasă în continuare, Fozii din Râmnicu Vâlcea. Mulțumim! Da, mie mi se pare că au acționat și TAS, care a tot întârziat să înceapă procesul, și ITIA, care a refuzat să ia în considerare orice fel de argumentație. TAS a așteptat după ITIA. Disprețuitor și pur și simplu ne interesează problemele tale. Ca niște birocrați triști, așa mi se pare că s-au purtat. Neața, băieți, Andrei din București aici. Decizia TAS pentru mine e pe cât de minunată, pe atât de șocantă. Cred că conducerea ITIA ar trebui să-și dea demisia în grabă. Problema cred că a plecat de la tantia asta care este șefa ITIA și care a vrut să arate că ea conduce cu un pumn de fier și că nu trece nimic de ea. De aici a apărut și partea cu pașaportul biologic, pentru că au venit cu el special ca să poată să găsească alte acuzații care să ducă la pedeapsa aia. Dacă nu era schimbarea de la conducerea ITIA în timpul procesului Simonei, cred că se termina de mult. Da, cred că o să fie presiune foarte mare pe Simona acum, când va intra în primul turneu. Mă uit pe clasament, locul 1 are 10.000 de puncte, 10.105, locul 10 3.500 de puncte. Câte puncte sunt la un turneu mare? La turneul de la Miami care urmează sunt 1.000 de puncte. 1.000 de puncte. Cred că, nu știu, cred că pentru câștigător. Pentru câștigător. Pentru câștigător. Da. Deci, da, e mă rog, un turneu mare. Complicat clasamentul la tenis, pentru că se ține cont și de punctele pe care le-ai acumulat sezonul precedent și fiecare jucător trebuie să-și apere punctele. Adică dacă la un turneu tu ai ajuns în sferturile de finală anul trecut, iar anul ăsta nu mai ajungi în sferturile de finală, pierzi puncte. Dacă treci peste această fază, am înțeles. Acumulezi puncte. În situația unui jucător cum e Halep, care vine fără clasament, practic are doar de acumulat puncte. Ceea ce e paradoxal un avantaj. Da, dar e destul de dificil. Sunt câteva fete acolo sus
Sunt câteva, dar greu nu de sunt depășit. Chiar așa de multe, iar Simona a dat senzația în toată această perioadă în care n-a prea apărut publică, s-a pregătit foarte serios și și-a văzut în continuare de antrenamente neabătut. Nu este niciuna dintre fetele care joacă, dintre jucătoare de tenis, care să aibă peste 31 de ani. Cea mai în vârstă este Jessica Pegula, 30 de ani, și după aceea Ons Jabeur, 29. Mă uitam la vârsta fetelor care sunt în top 10 în WTA. Asta în top 10, dar Sorana Cârstea traversează cea mai bună perioada carierei și e sărită de 33-34. Da, dar nu e în top 10. Nu, dar e în top 20-30, deci... Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.